tranziția lui Pluton vărsător, o primă privire asupra noii ordini mondiale. Pluto este energia distrugerii, a războaielor și a crizelor, a transformării și a reînnoirii, a maselor umane și a energiei colective, a forței și a puterii. Pluto își schimbă semnul zodiacal și trece de la Capricorn la vărsător. În 2023, trecerea lui Pluto în primul grad în vărsător va avea loc pe 23 martie. Va rămâne în vărsător până pe 11 iunie 2023 și va reveni la acesta din nou pe 21 ianuarie 2024, unde, cu excepția lunii septembrie-octombrie, va petrece 20 de ani. Deja în primăvara lui 2023, vom simți schimbările globale și irreversibile din Zeitgeist. O listă aproximativă a evenimentelor care pot avea loc. 1. Întreaga planetă este aprinsă cu un foc de ură și vor izbucni războaie, al căror vârf va fi până în 2024. Perioada de glorie a neofeudalismului globalist, a stagnării statului și a birocrației, creșterea xenofobiei, rasismului, naționalismului, șovinismului și neonazismului în timpul mișcării lui Pluto în Capricorn din 2008 până în 2023 a dus inevitabil la conflicte armate și colaps financiar. Trecerea lui Pluto în zodia vărsător va fi însoțită de riscul unui război nuclear și de accidente la centralele nucleare, dezvoltarea studiului oncologiei, a bolilor virale și a scăderii imunității cu tremure și erupții vulcanice. În primăvara lui 2023 vor începe schimbări profunde în întreaga lume asociate cu tranziția la o nouă ordine tehnologică și cu schimbări geopolitice la scară largă. Astfel de schimbări profunde sunt întotdeauna însoțite de revolte politice și militare majore. 2. Conceptul de libertate se va prăbuși și se va schimba. Vom vedea că așa zisa libertate a lumii moderne, bazată pe egoism, individualism, cultul consumului, urmărește un singur scop, realizarea hegemoniei eterne a elitei capitaliste asupra întregii lumii. Oamenii vor ajunge să înțeleagă că supraviețuirea omenirii și dezvoltarea sa deplină sunt posibile doar dacă pseudovalorile care se impun acum lasă loc unor adevărate valori, printre care se numără și libertatea, dar diferită. Nu destructiv și înrobitor, ci creator și îmbogățitor spiritual. 3. Guvernul mondial se va schimba. În următorii 20 de ani, la cârmă, vor fi acele țări care au foarte multe resurse de combustibil și energie, tehnologii industriale, spațiale și IT, care se bucură de independență politică și economică. Liderii de frunte ai lumii vor fi cei mai progresiști politicieni, genii în frunte. 4. Vectorul dezvoltării comunității mondiale se va schimba, spiritual, politic și economic. Motivațiile și interesele profunde ale vieții se vor schimba în rândul populației planetei, cu o reorientare a principalelor sale scopuri și semnificații. Ele se vor schimba treptat de la sarcini naționale de stat înguste la sarcini universale globale. 5. Capitalul mondial va intra în industria IT, în producția de electronice, tehnologiile informației și comunicațiilor. 6. Formarea globală a economiei digitale. Digitalizarea sistemului bancar și de credit. Dezvoltarea unei noi generații de inovații financiare și organizaționale. 7. Introducerea monedelor digitale pentru un control mai bun asupra cheltuirii fondurilor bugetare și simplificarea plăților transfrontaliere. 8. Globalizare de un nou tip, menținerea legăturilor politice și economice cu diferite țări și organizații, păstrând în același timp unicitatea și originalitatea. 9. Apariția unor noi state și entități aliate pe harta lumii. Transformare teritorială într-un număr de țări. De două ori, în timpul mișcării lui Pluto în zodia vărsător, Rusia a crescut cu noi teritorii, ultima dată sub Ecaterina a II-a, penultima dată sub Ivan cel Groaznic. Ciclul de revoluție al lui Pluto este de aproximativ 246 de ani. 10. Monarhia va deveni învechită și poate înceta complet să mai existe Marea Britanie. Figura liderului își va pierde semnificația, influența partidelor politice va deveni mai puternică. Puterea unui dictator, președinte, tatăl națiunii, monarh, va face loc puterii colegiale, Consiliul de Stat. 11. Apariția unor lideri liber gânditori puternici și independenți. Loviturile de stat și revoluțiile din diferite țări vor da o a doua viață sloganului, libertate, egalitate, fraternitate. Ideologiile extreme vor ieși și ele la suprafață. 12. Revoluție în politică, apariția noilor partide care reprezintă poporul, nu clasele conducătoare.
13 războaie tehnologice cu ajutorul IT, ecrane, drone și roboți, biotehnologie și ADN. Războaiele informaționale vor câștiga și ele amploare. 14. Creșterea conștientizării sociale. Tot mai mulți oameni vor începe să meargă la vot și să-și exprime poziția civilă. Statul va crea condiții în care fiecare dintre noi să contribuie la dezvoltarea cartierului, orașului, regiunii sale. 15. Extinderea rolului de recomandare socială și atribuirea unui nivel de fiabilitate. Alți oameni vor decide dacă suntem un membru demn al societății și un bun cetățean al țării. Fiecare dintre noi va avea un rating social. 16. Un internet descentralizat care va depăși problemele de urmărire și pierdere a confidențialității. Spațiul informațional va suferi o transformare. La nivel global, statul va prescrie ordinea comunicării în grupuri informale de rețele sociale și mesagerie instant. 17. Progresul științei și tehnologiei electronice. Invenții importante pentru întreaga omenire în domeniul chimiei, biologiei. 18. Înflorirea marilor gânditori, mare atenție la cunoaștere și educație. 19. Descoperirea noilor planete și sateliți, aprofundarea înțelegerii spațiului. Un interes obiectiv pentru științele oculte, în primul rând în astrologie. 20. Instituția căsătoriei va suferi o transformare. Multă vreme oamenii au încetat să mai caute o persoană simpatică și interesantă. Este important ca fiecare să ia ceva pentru sine, dar nimeni nu este pregătit să ofere și să fie prieten și coleg. În epoca vărsătorului, prietenia și interesele comune vor deveni din nou baza alianțelor. Oamenii vor fi legați de opinii comune, nu de pasiune sau bani. 21. Va fi introdus un nou model de familie. Familia va trebui să devină o echipă cu cel puțin 3 copii, precum și să locuiască cu bunicii, adică multigenerațional. Celibarii, burlacii, sociofobii vor trebui să se bazeze doar pe ei înșiși în această viață, iar familiile colective, corecte, vor fi susținute de stat. 22. Comunitățile LGBT vor fi interzise și persecutate în țări cu secole de tradiții spirituale. Deși vărsătorul este un semn de libertate, Plutonul șochează pe Uranus cu setea sa de noutate, înclinând spre reversiuni sexuale. Pluto este energia războiului și a distrugerii. Dezvăluind în societate viciile inerente asociate cu libertatea excesivă, el caută să le distrugă, dă putere pentru purificarea spirituală și renaștere. 23. Forma colectivă de rețea de organizare a afacerilor va deveni larg răspândită. Francizele vor fi cumpărate și vândute. Piețele online și platformele de tranzacționare se vor dezvolta în mod activ. 24. Reducerea ingerinței dictatoriale a statului în comerț și activitatea economică. Când Pluto a trecut de semnul vărsător ultima dată, sfârșitul secolului al XVIII-lea, comerțul exterior a câștigat avânt și a devenit mai liber de restricții și mercantilism. 25. Profesii populare ale viitorului, ingineri din toate direcțiile, mecanici, specialiști în tehnologia informației, programatori, SEO-specialiști, kinetoterapeuți, lucrători aeroportuari, astronomi, astrologi, meteorologi, piloți, astronauți, electricieni, fizicieni nucleari, chimiști, biologi, ingineri termoenergeticieni. Vor fi, de asemenea, multe profesii noi. 26. Pluton Capricorn din mai și până la sfârșitul lui 2023 și din septembrie și până în noiembrie 2024 se rupe și va continua să spargă întregul sistem politic mondial care s-a dezvoltat de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La urma urmei, Capricornul este energia dictaturii, modalitatea de a exalta pe cineva în detrimentul presiunii și opresiunii altora. Până în 2025 vom vedea că dreptul internațional va fi complet călcat în picioare. ONU în forma sa actuală va înceta să-și îndeplinească funcțiile și va trebui reformată. China. Perioada de creștere puternică a acestei țări se va încheia. În următorii 20 de ani, China va încerca doar să mențină nivelul înalt pe care a reușit să-l atingă. China nu poate fi numită generatoare de idei, este o țară care stăpânește și dezvoltă invențiile și tehnologiile altor oameni, produce și promovează, dar nu le creează ea însăși. Nimic fundamental nou nu vine din China în lume. Iar în perioada trecerii lui Pluto prin vărsător și în general în era vărsător, cel care generează idei în sfera spirituală și tehnologică va fi în frunte. Uniunea Europeană.
UE este acum un fel de cămașă de forță, o închisoare a națiunilor, o colonie a globalismului, care va fi distrusă de Pluto învărsător. UE a intrat deja într-o criză gravă, ideologică, economică, politică și spirituală. În 20 de ani, UE se va dezintegra. Franța poate părăsi calitatea de membru, ceea ce Pluto învărsător duce istoric la o serie de revoluții, reînnoire profundă și prosperitatea țării. Este încă greu de prezis care va fi configurația fragmentelor formate ca urmare a prăbușirii UE, însă organizații precum Comisia Europeană, Parlamentul European, APC, OSCE și Curtea Europeană își vor pierde amploarea și statutul în următorii ani. Nivelul de trai în Europa va scădea și din cauza crizei. Statele Unite ale Americii. Țara va supraviețui întoarcerii lui Pluto, care va activa Statele Unite să incite la războaie și conflicte pentru a menține puterea mondială. Norii se vor aduna deasupra Germaniei și Chinei, principalii rivali economici ai Statelor Unite, precum și asupra Rusiei, un aliat resursă al acestor puteri. La fel ca în anii celui de-al doilea război mondial 1939-1945, acum SUA și Marea Britanie sunt în război cu Germania și sateliții săi din UE anglosaxonii s-au îndreptat spre prăbușirea Uniunii Europene pentru a slăbi rolul și beneficiile Germaniei din Europa Unită. Iar China a înlocuit Japonia la începutul secolului 21. Criza politică din Statele Unite va duce la transformarea sistemului politic și economic ruginit, a obiectivelor globaliste și a metodelor birocratice de conducere. Statele Unite vor supraviețui reînnoirii și vor intra într-o nouă etapă de dezvoltare a țării. Noi lideri vor veni la putere. De asemenea, Pluto învărsător va schimba dispozițiile sociale și va oferi populației americane un impuls energetic către libertate și independență, care în primăvara lui 2026, când Neptun și Saturn vor trece de conjuncție, va duce la separarea unei părți din țară. Ultima dată când Neptun a trecut peste acest punct a fost în timpul războiului civil Nord-Sud. Rusia. La fel ca pasărea Phoenix, va renaște din cenușă, din punct de vedere politic, economic, social și spiritual. Rusia își va extinde granițele statului, își va spori autoritatea pe arena internațională. Rusia în următorii 20 de ani va deveni principalul centru de luare a deciziilor militar-politice, internațional-ideologice și internațional-juridice pentru întreaga lume. Se prezice renașterea unui nou stat de Uniune, sub aripa Rusiei, care va include treptat nu numai Ucraina Slavă și Belarus, ci și alte țări. Compoziția populației ruse se va schimba foarte mult și se va simți deja în 2025. Rusia va aduce o contribuție neprețuită la dezvoltarea educației, științei, artei și educației. În viitorul previzibil, țara așteaptă apariția unei idei naționale capabile să unească poporul și aliații săi în numele protejării spațiului de locuit. Epoca vărsătorului a venit, a venit vremea pentru Rusia, iar faptul că acum este foarte departe de a fi o stare înfloritoare indică doar că a sosit timpul pentru trezire. La urma urmei, întunericul este cel mai puternic chiar înainte de zori. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.